Comuna Godeni este situată în partea de nord a județului Argeș, în zona subcarpatică, pe albia râului Bughea, la o distanță de 45 km nord de municipiul Pitești și la 12 km sud-vest de orașul Câmpulu Mușcel, având o altitudine între 450 de metri în culoarul râului Bughea și 800 de metri în nord-vest. Prima atestare documentară a localității Godeni datează din 10 februarie 1461. Cu mila lui Dumnezeu, eu, Vlad Voivod, feciorul marului Vlad Voivod, care o bătuie și domnesc tot pământul umbrovahiei și părțile de peste munți, al marșului și făgărașului Herțeg, binevoita domnia mea, de a mea bunăvoie cu și cu curată și minunată inimă a domniei mele și am dăruit acestea toate și de chip bun care peste toate și am dăruit întărit Hristofor meu slujilor mele lui Băra și fratele său Godea ca să fie Godeni. Urmașii celor două familii de întemeietori, alături de preoții care au participat la slujba de pomenire, au sfințit mormintele familiei Băra și Godea. De drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel. Catele Aurel Stat este povestea eroului supranumit Cavalerul fără pată de cei care l-au cunoscut mai îndeaproape și care reprezintă viața lui de războinic, de ofițer care a luptat în răsărit, începând de la începutul războiului, 5 ani de zile, pe urmă 15 de prizonierat și restul de pușcărie în România. Aurel Stat a fost un personaj foarte complex, din păcate nedrept de ignorat de opinia publică românească, ofițer pe frontul de răsărit, vânător de munte, tânăr locotenent, a cucerit Sevastopolul și tot el l-a pierdut. Apoi a făcut an grei de lagăr în Rusia și întors din lagăr a fost întemnițat acasă până în 1964 la grațierea generală. De el se leagă un element sau, mă rog, o poveste cutremurătoare din lumea închisorilor. Nemai rezistând presiunilor anchetatorilor, s-a aruncat de la etajul 4 de la Ministerul de Interne ca să nu fie silit să dea relații despre niște oameni să le facă probleme. A căzut în picioare ca o pisică. El spune foarte frumos în carte: m-am aruncat în gol, dar m-a oprit o aripă de înger.
120 de fracturi în tot corpul, dar a trăit până în 1983, de o rectitudine exemplară. Niciodată nu s-a putut scoate nimic de la el, inclusiv în privința cărții pe care o scrisese, securiștii o căutau de mama focului. El spunea, da, există, încercați să aflați de la mine unde este. Pentru toate decorațiile pe care le-a avut, Virtutea Militară, Mihai Viteazu, Crucea de Fier cu Spade, Aurel State a refuzat orice recompensă, a spus, nu schimb pentru că eu n-am luptat pentru decorații, n-am luptat pentru bani, n-am fost mercenar, am luptat pentru ideile mele, pentru care trăiesc și pe care nu mi le schimb. A fost greu, a fost, dar a fost ceva. Și alții mai buni decât noi, care au fost și mai
Bună seara, dragii mei! În această seară avem ca invitat al emisiunii noastre un reprezentant de elită al medicinii românești, pe domnul profesor Eugen Proca, șeful clinicii de urologie de la Spitalul Fundeni. Domnia sa a fost deosebit de amabil să accepte invitația la emisiunea Maestrii. Stimate domnule profesor, bine v-am găsit la serviciu, unde am auzit că stați cu zilele, de dimineață până seară. Bine ați venit. M-am născut într-o comună lângă Câmpul Lung Mușcel, cu mult timp în urmă, în 1927. Am făcut școala primară în comuna natală, am făcut un liceu extraordinar la Câmpul Lung Mușcel, liceul din Nicu Golescu, un liceu reputat, mai curând spus, temut pentru severitatea și disciplina care domneau acolo. Acolo am învățat că munca este singurul criteriu permanent valoros și că fără muncă niciodată nu realizezi nimic. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Am invitat în studio o mare poetă, Ileana Mălăncioiu. Suntem la emisiunea Profesioniștii. Crezi că se poate spune profesiunea poet? Cred că ar fi și prea mult și prea puțin să spunem că a fi poet este o profesiune. A fi poet este, zic eu, un mod de existență. Nu toți telespectatorii care ne privesc citesc poezie. Sunt mulți care poate nici n-au auzit de Ileana Mălăncioiu. Mă bucur teribil dacă găsesc pe cineva care citește bine poezie și care dă chiar peste versul acela care nu ține de ideea propriu-zisă, de ideea literară, istorică, socială, ci chiar de poezie, de acel vers care mișcă ceva, care clatină ceva și care nu poate fi tradus în proză. Și când găsesc pe cineva care nu-i din profesia noastră, dar a nimerit chiar peste versul acela, mă bucur mai mult decât de o cronică bună sau decât de...
Cea pe drum învățătorul meu, bătrân de ani cu trupul împuținat, ducând pe umeri parcă cerul greu, am zis că umblă Dumnezeu prin sat. Am zis că umblă Dumnezeu prin sat. Din cartea vieții slovele au fugit, învățătorul meu doarme sub crini, are o liniștea în suflet și-a găsit că și-a lăsat pecetele în lumini. Din cartea vieții slovele au fugit, învățătorul meu doarme sub crini, are o liniștea în suflet și-a găsit că și-a lăsat pecetele-n lumini. Din vorba calei izvora povață, și mă uitam la el ca la un soare, învățătorul meu primul din viață, era un fel de carte umblătoare, era un fel de carte umblătoare. Din cartea vieții slovele au fugit, învățătorul meu doarme sub crini, are liniștea în suflet și-a găsit că și-a lăsat pecetele în lumini. Din cartea vieții slovele au fugit, învățătorul meu doarme sub crini, are liniștea în suflet și-a găsit că și-a lăsat pecetele în lumini. Păstrez și acum condeiul care scrie cu literă măruntă și înțeleaptă, cum învățase Domnul și-o făclie, împâlpâie tăcut în mâna dreaptă, împâlpâie tăcut în mâna dreaptă. Din cartea vieții slovele au fugit, învățătorul meu doarme sub crini, are liniștea în suflet și-a găsit că și-a lăsat pecetele în lumini. Din cartea vieții slovele au fugit, învățătorul meu doarme sub crini, are liniștea în suflet și-a găsit că și-a lăsat pecetele-n lumini.
după o preselecție făcută de un juriu de specialitate, a fost ales ca scriitorul anului în Mușcel, Constantin Agricola Miu. Autor a peste 20 de cărți, de mai bine de 7 ani a reușit să editeze o revistă de umor și să conducă cu succes Clubul Umoriștilor Mușceleni. De numele lui se leagă cea mai importantă activitate culturală desfășurată în orașul lui Negru Vodă. Scriitorii prezenți au trecut în revistă opera celui care a fost distins cu trofeul anului. . 14 octombrie, zi de referință în viața satului Godeni. Pentru marea majoritate a celor care astăzi sunt de peste 50 de ani, copilăria le-a fost marcată de existența acelui loc cu nume magic, Oborul. În Obor ne-am făcut ucenicia ca fotbaliști, indiferent de anotimp, în sandale sau bocanci, în ciorapi sau desculți, zilnic băteam mingea de cauciuc sau câlți, cu excepția zilei de 14 octombrie când avea loc târgul. Cu timpul, Oborul a dispărut, dar a rămas pasiunea, pasiune care ne poartă oriunde apare un nou obor. Anii au trecut și odată cu ei ne-a părăsit și o parte din ucenicii Oborului. Ca orice poveste, începe cu a fost odată. A fost odată o echipă de vis, Luceafărul, echipa lui Dondu, Gogu, Nini, Relu, Gigi Pătru, Gel Costel, Cornel Ducu, Sile, Fane, Sep, Nelu Tănase și mulți alții. Evoluția din teren, dar mai ales dăruirea de care au dat dovadă, a făcut ca numele lor și al echipei pe care o reprezentau, Luceafărul, să rămână imaculate în mințile tuturor. A fost odată și iată că după mulți ani, Luceafărul strălucește din nou, chiar dacă sub o altă denumire, Ase Godeni. O nouă generație de tineri continuă acea poveste. Au demonstrat că sunt demn să evolueze în culorile echipei, adăugând o nouă filă la această poveste de vis care niciodată nu va avea sfârșit. Luceafărul Godeni a fost și va fi mereu. Hai Luceafărul, hai Ase Godeni!